Și când vine vorba de filme de dragoste, lista mea e destul de lungă și ciudată, conform prietenilor mei și colegilor din redacție, cărora le-am spus-o, dar vă zic și vouă doar un film, One Day, cu Anne Hathaway. Mi se pare foarte drăguț, poate îl vedeți. Din fericire însă, astăzi nu vă recomand eu filme de iubire, ci prietena mea, doamna Irina Margareta Nistor. Bună, Irina! Ai văzut? Păi că am auzit de Anne Hathaway și m-am înnecat. Nu, nu, că adevărat că e o foarte bună actriță. Nu e frumos filmul? Știu. Acțiunea care se întâmplă în fiecare an, pe 15 iunie, în fiecare an, timp de vreo 25 de ani. Sau... E foarte frumos. Așa ar trebui să fii și cu 14 februarie, ca să zic așa. Știi că toată lumea a comentat de Sfântul Valentin, că de fapt e un sfânt decapitat. Da. Dar azi dimineață tu mă povesteau la Francesca, au ales această dată pentru că este data în care păsările își găsesc perechea. Așa. Deci vezi, e foarte porumbei, chestii, știi că și la noi se zice, că în alte împrejurări porumbei sunt cam antipatici. Da. Tot vine Irina de fiecare dată cu o broșură, câte ceva și astăzi scrie Berlinale pe broșura ei. Press Screening Guide scrie aici și bineînțeles, da, e un urs, da? Deci pleci undeva. Da, plec diseară. Diseară plec, Berlinale începe pe 16, dar deja de mâine e un film, chiarul Rebecca Miller. Nevasta lui Daniel Day-Lewis, toată lumea invidiază, dai seama. Așa, și avem filme românești acolo și între altele cel al lui Vlad Petri, O poveste între revoluții se cheamă și O poveste în România și în Iran, chiar de pe vremea șahului, de care, ca să-i port noroc, mi-am pus inelul ăsta care e chiar cu peruzea, știi că e culoarea și piatra Iranului, așa că... Nu știu, dar ce mă bucur că vii să-mi spui lucruri pe care le știu și mă bucur că vii de fiecare dată și cu o listă de filme. Exact. Pentru noi, astăzi avem listă de filme de dragoste. Absolut, absolut. Hai să începem cu unul din 1937 pe care nu l-am văzut. Am auzit că este cu Clark Gable. E 34, nu-i 37, dar crede-mă așa, dar să-ți spun de ce e așa de important să fie 34, pentru că este înainte să apară codul Hays, care codul Hays era așa, era tot o formă de cenzură. Codul a apărut spre vară și filmul a ieșit în februarie. Deci au reușit să mai facă și între altele este Claudette Colbert acolo, care face scena cea mai celebră, cum face autostopul, nu cu degetul cum se face de obicei, așa, ci își ridică fusta pe un picior splendid, ceea ce după ce s-a dat codul ăla nu s-ar mai fi putut face niciodată. Asta această... era cenzura. Asta era, da, asta era. Cenzura consta în foarte multe alte lucruri, între altele, inclusiv era o cenzură pe parte rasială, nu puteai să amesteci unii cu alții, era foarte complicat, dar bine, Clark Gable e înainte de Paripile Vânturii aici, care e în 39, și e o poveste foarte frumoasă, e vorba de un ziarist care se dă evident drept altcineva ca să cucerească o persoană publică foarte, foarte interesantă și e o scenă, din nou mai e o scenă că ei dorm în aceeași cameră la un moment dat și pun un cerceaf între ei ca totuși să nu fie la un loc, deși încă, cum îmi spuneam, încă nu era regulile atât de stricte pe cât urmau să se întâmple. Filmul și, se numește It Happened One Night. S-a întâmplat într-o noapte, un film celebru, a luat și o grămadă de Oscaruri și el chiar și-a donat la un moment dat Oscarul pentru niște opere de binefacere, ceea ce mi se pare foarte, foarte frumos și este al lui Frank Capra, care știm, pe de altă parte, în fiecare an, cel mai tare tragem la filmul lui, It's a Wonderful Life. Deci ai văzut, s-a orientat și coloșco, e cam ca la noi, știi că de Crăciun avem ho-ho-ho și acum, uite, tocmai a venit The Perfect Escape. Deci, corect, avem și unii și alții, și la noi și la ei. Venim un pic mai în prezent, în epoca lui Brad Pitt, dar un Brad Pitt tânăr care întâlnește un Anthony Hopkins, un personaj care împlinește 65 de ani în film și e vizitat de moartea. Moartea fiind întruchipată de Brad Pitt. Arată bine moartea, ca să zic așa. Cred că toată lumea și mai ales femeile și-ar dori dintr-o dată brusc să moară. De unde, când, dacă vine, chiar așa arată, e Meet perfect. Joe Black e filmul, sunt sigur că mulți ați auzit de el. Undeva da, cred că funcționează foarte bine, tocmai pentru că uneori, știi, chiar și 14 februarie, chiar sărbătoarea îndrăgostiților, are un pic de gust nostalgic. Și atunci, știi, poate că e cineva pe care l-a iubit foarte mult și e deja acolo și atunci cred că filmul ăsta face bine și că despărțirile sunt de tot felul, iar Anthony Hopkins este minunat oricând l-am vedea și Brad Pitt e altfel, mai puțin golan decât avea să devină mai târziu, că da, moartea este... nu poate să fie un golan. E mai inocent și ce-mi place foarte mult este că aici o întâlnește pe Claire Forlani este o feblețe dintre ale mele, Claire Forlani. Aha, eu am văzut-o da, în Boys and Girls cu Freddie Prinze Jr. când eram în liceu și mi-a rămas în minte cu ochii ei. Da, este, cum zice francezul, elle a du chien. Da, adică, încerc
are pe vină încoace, așa, ca să fim foarte franțuzice. Și încheiem cu a treia recomandare, da. Love in the Afternoon. Da, pentru că știe foarte puțină lume, este din 57, cu Audrey Hepburn și cu Gary Cooper. Și e o poveste care începe la Paris, ca să vă duc și acolo, adică nu numai să mergem neapărat cu ea de fiecare dată la Roma, cu vacanța la Roma, ci de data asta cu Gregory Peck, ci o să fie un alt personaj. Apare filmul din când în când la Cinemateca, pândiți-l să-l vedeți, e și cu Maurice Chevalier, e și o poveste altfel decât știm noi și se cheamă Dragoste de după amiază, pentru că se spune că în Franța atunci se întâlneau iubiții. Și după aia, după, cu totul pornit de la chestia asta, face Agnès Varda un film care se cheamă Cleo de la 5 la 7. Toată lumea își imaginează că e o poveste de dragoste, când acolo ea așteaptă un rezultat de la o analiză foarte complicată. Pe când aici e o poveste foarte, foarte frumoasă. O să vă înduioșeze, o să vă placă și cred că o să vă facă bine. Și la Berlin s-au gândit să ne aducă și pe ghiși cine vine la cină. Așa că, pentru că acolo în sine e o poveste și nu numai că e povestea asta între o fată albă și un viitor ginere de culoare pe care îl aduce în familie, ci este de data asta Catherine Hepburn și cu Spencer Tracy, una dintre cele mai mari iubiri, o iubire interzisă și chiar ultimul lor film, așa că vi-l dăruiesc și pe asta. Sper să te distrezi foarte tare la Berlin. Să văd foarte multe filme. Să vezi foarte multe filme, iarăși faci maraton acolo. Da. Și te așteptăm după aceea cu... cu ceva bun, am înțeles. Nu! Cu recomandări. Astea sunt recomandările pentru voi. Sunt sigur că le găsiți și pe câteva platforme de streaming, dacă le căutați. Acolo e secțiunea Classics acolo. Da. Și sper să vă distrați. Mulțumim, Irina. Și te pupăm. Și eu.